Ah, che bollo. Pistica della Western Union. La bocca della verità. Dal noi non am credea ca să fac prima. Nu e greșeală de exprimare, e licență poetică. Deci boca de la verita nu e unde am credea. E tocmai în Turcia. Suntem în miezul zilei. E un soare arzător la numai 30 de grade afară, dar soarele arde pe faleza Bodrumului și sperăm să ajungem acolo. Castelul Sfântului Petru. Câți oameni fac baie. Hai să vedem puțin. Atmosfera de faleză. A început să se anime puțin. Dimineața era mai liniștit. Azi noapte, aseară aici era nebunie. Deci, abia te deplasai unul pe lângă celălalt. La restaurant era plin. Bărci, chiar și iahturi, se odihnesc aici. Black Rock, sigur nu e. Merhaba. Sigur nu e acel Black Rock. Duce frumoase. Nu e acel Black Rock despre care încep să vorbească tot mai mulți, să se trezească tot mai mult, mă rog, să se trezească, e mult spus. Să afle tot mai mult, să comenteze pe la colțuri, pe TikTok, pe YouTube și așa mai departe. Nu e acel Black Rock. E unul mult mai inofensiv. Nu total inofensiv, dar mult mai inofensiv decât cel care deține ce deține. Nu mai comentăm acum, încercăm să fie un mic clip de vacanță. Prețurile în Turcia nu mai sunt cum s-a tot spus, că pandemie, că a căzut lira și totul acum moca. Nu e așa. Turcii și-au ajustat prețurile la economia de piață internațională, în special pentru
turiști. Ce mai pot să fac? Dacă mergi la un restaurant, unul dintre multele care sunt aici, ca sardinele, unul lângă altul, plătești prețuri egale sau chiar mai mari decât la un restaurant în România. Ori în un restaurant normal din România. Acolo e bazarul. Și aici sunt fetițe, uitați ce câini au. Ăștia nu știu. Deci sunt uriași câini ăștia, uriași. Așa ceva nu se vede bine în poză. Deci câinile ăsta cântărește cât mine, cred că. Așa ceva nu vezi. Dacă... Și așa sunt toți câinii. Iată, altul acolo. Sunt câini vagabonzi ăștia. Deci, dacă așa sunt câinii, e clar că turcii nu știu ce înseamnă să n-ai ce mânca. Noi nu uităm să dăm un rest de pizza la un câine aici și am mirosit că nu s-a uitat la ea. Noi mâncasem din Iași. Chiar ziceam, la ăștia cred că dacă stăm pe lângă ei, o să ne dea ei nouă. Din restul de pizza pe care mănâncă ei sau din ce mănâncă ei, la cât sunt de imensi, deși aceia sunt câini obezi. Am zis mai în glumă, mai în serios, că turcii ar trebui dați în judecată undeva, la un tribunal al animalelor, pentru că îmbolnăvesc animalele, le supraalimentează. Pisicile sunt tot așa mari, grase. Și încă un lucru interesant pentru mine, unul ca iubitor de animale și de câini, în speță, aici găsești pe străzi foarte mulți dintre câinii vagabonzi, sunt cangali, adică ciobănești turcești, care la noi costă o grămadă de bani să cumperi. Dacă vii aici, e de pe stradă și sunt mari, imenși, așa cum de multe ori n-am văzut în România cangali de vânzare la dimensiuni atât de mari cum sunt cangalii ăștia vagabonzi pe aici. Poate să filmez unul, să vi-l arăt. Sunt mulți, mulți. Deci cred că peste jumătate din câinii vagabonzi sunt cangali. Iată, trece lumea pe lângă el, nici nu deschide ochii. Hai. Yes, one more. Ok, suntem în bazar number one, foarte frumos făcut. Uite, Rolex-uri. Bine, pseudo-Rolex-uri, probabil.
Da. Interesante. Uite, e Burberry, 6 euro. Dar arăta frumos, chiar dacă era fake. Era frumos. Și până la urmă, cred că am atât face un Burberry, cel mult. Mai puțin de 6 euro, în realitate. Așa că, prețul corect. Ia să vedem noi. Aici e moschia. Suntem la moment de rugăciune. Întrebarea mea este: cum ajungem la castel? Stai aici un pic cu mine. Da, da, un pic. Așa, încolo, încolo, încolo. Ok, cred că pe acolo e castelul. Cred că pe aici. Spate. Cred că în spate. Cred, hai să mergem. Nu-mi dau seama. Morile. Foarte drăguțe. Haba. Auzi, pisică, frate. Ia să vedem. Câte iahturi și bărci de croazieră. Aici. Un lemn care era foarte frumos făcut. Ah, cum se aude. Vreau baie. Vreau baie. Vai de mine. Zefiria. Ok, aici închis. Aici intrarea la castel. Da. Vai de mine ce apă. Deci nu vine să cred. Și când aud cum face apa acolo. Ok. Asta ar fi. Castelul. Uitându-ne la ceas și dându-ne seama că mai avem ceva de vizitat și apoi seara să ajungem la următoarea destinație, am decis să lăsăm castelul de vizitat pentru o dată viitoare. Suntem la Bodrum și încercăm să ajungem să vizităm mausoleul din Halicarnas. De fapt, a doua minune a lumii antice. Vorbim despre Hai,
o altă minune a lumii antice, după templul zeiței Artemis din Efes, avea ruinele lui Mausol, regelui Mausol din Halicarnas. Sunt aici la Bodrum, problema este că azi e închis. Din păcate, astăzi am găsit închis și nu doar că am găsit închis, dar se pare că au construit zid în așa fel încât să nu poți să filmezi, să fotografiezi, să vezi absolut nimic pe nicăieri, deși mare lucru în sine nu-i de văzut. Iată, zidul este cel pe care merg eu acum, un zid înalt de, cred că, 3 metri. Da, nu era mare lucru de văzut. Acolo, încerc să... Acolo ar fi fost. Haideți să încercăm să filmăm totuși un pic, dacă reușim să vedem ceva. Acolo, nu știu dacă se vede ceva. Da. Eu aveam impresia că aici, de aici s-ar vedea un pic mai bine. Nu-i mare lucru de văzut. Erau 25 de lire intrarea, adică 7 lei. Nu înțeleg de ce nu e deschis, de ce nu e lăsat liber pentru câteva sute de metri pătrați de ruină care nu mai seamănă cu nimic de cu mausoleul care era odată. Trebuie să-l reconstruiești din desene, din schițele pe care le vezi. Cu toate acestea, iată că ai o zi pe săptămână în care nu poți să-l vezi. Și din păcate acea zi e tocmai azi. Iată și amfiteatrul din vechiul Halicarnas. Oricum nu aveam de gând să-l vizitez pentru că am tot văzut amfiteatre, nu mi se pare nimic deosebit. E și așezat aici lângă șosea, dar e închis. Deci iată, luni nu e zi de vizitat muzee, cel puțin aici în zona Bodrum, dacă nu și mai departe. Din coace de șosea, aici vedeți mizeriile specii umane decăzute și decadente. Iar acolo vedeți frumosul pe deasupra oraș Bodrum. De ce spun pe deasupra? Pentru că e o experiență foarte nefericită să conduci cu mașina pe aici. Drumurile sunt foarte rău amenajate, foarte înguste. Da, dacă ești turist și vii direct în zona plajei acolo și apoi zona castelului și mai departe de la castel în partea aceea pe unde am fost noi cazați, noi am fost la capătul acela al plajei unde se văd dincolo de castel un pic niște bărci, niște iahturi. Da, de acolo pe toată zona asta de plajă să vezi că e plin, să vezi bazarul, o grămadă de restaurante, mă rog, știți ce e specific zonelor turistice cu genți, poșete, haine, mâncare, băutură și așa mai departe. Da, aici portul, o grămadă de bărci, iahturi, tururi pe care poți să le faci. Da, dacă vii pe jos sau vii să parchezi mașina undeva și să uiți de ea până pleci, e ok. Altfel, ca șofer nu e experiență deloc frumoasă în Bodrum. Cam asta a fost Bodrumul, îmi pare rău că am văzut foarte puțin. Pot spune că am văzut, deși nu pot spune că am vizitat, dar am văzut mausoleul lui Halicarnas, ruinele, mă rog, ce mai sunt din el. Am bifat două minuni ale lumii, una nu cum mi-aș fi dorit, dar am văzut-o cât de cât. Cam atât, mergem mai departe spre Marmaris.